Bine ați venit, dragii mei scorpioni, la previziunile pentru următoarea săptămână, 18-24 iulie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din Zodia Scorpion, cât și pentru cei care aveți luna, ascendentul, nodul nord sau orice altă legătură cu acest semn zodiacal. Iar pentru cei care doriți o analiză cu mai multe detalii, vă aștept cu drag să vă alăturați acestui canal. Dragi scorpioni, în primul rând, din punct de vedere astrologic, este o săptămână destul de interesantă pentru voi. Venus este în rac, iar asta înseamnă un moment în care scorpionii își pot îndrepta atenția spre relații, parteneriate cu străinătatea sau poate cine știe, unii scorpioni sunteți curioși să știu eu, să creșteți din punct de vedere spiritual, posibil și acest lucru pentru alții dintre voi. Vedeți că aceste asocie, aceste parteneriate pe care voi le puteți face, ori e bine să le țineți mai ascunse, ori e bine să fiți foarte atenți la detalii și să nu vă lăsați impresionați foarte ușor de ofertele care vin, știu eu, sau de persoanele pe care le, le întâlniți. Un moment bun, momentan, să faceți o călătorie undeva, un drum lung, într-un alt oraș, într-o altă țară. Mai departe, săptămâna începe cu o poziție, iarăși, între Mercur și Pluto, tatăl vostru, și asta înseamnă un moment interesant în care, iarăși, scorpionii se pot rupe de un anturaj sau puteți să încheiați o relație. Uh, puteți să renunțați la niște negocieri pe care le aveți de purtat, la niște drumuri scurte pe care le aveți de făcut în favoarea relocării sau în favoarea străinătății. Uh, Iarăși, uh, pe 19, Mercur uh, intră în leu și. Asta înseamnă un moment bun în care uh, scorpionii se pot face auziți, puteți să comunicați altfel, puteți să vorbiți despre planurile voastre, puteți să spuneți celorlalți ce ați reușit să realizați și de asemenea vedeți că este un moment bun în care puteți să vă schimbați planurile de viitor uh, în legătură cu nu știu, cariera voastră. Pe 20, iarăși, Pluto face o opoziție cu soarele, tot tatăl vostru și uh, nu știu, cei mai mulți scorpioni chiar uh, se hotărăsc să schimbe ceva radical, poate chiar să vă relocați, să încheiați uh, știu eu, o relație pe care o aveți cu persoanele apropiate vouă. Vă schimbați casa, schimbați uh, anturajul, uh, încheiați anumite relații cu persoane apropiate de voi. În mod special un bărbat iarăși ar putea avea un rol important aici dar este cu puțin scandal, da, pe de o parte, pentru că e vorba și de um, statutul vostru, da, e vorba de felul în care sunteți percepuți de către ceilalți. Mai departe. Soarele intră în Leu pe 22 și are și un moment foarte bun pentru voi să creșteți din punct de vedere socioprofesional puteți să avansați, puteți să vă deschideți o afacere, puteți să schimbați locul de muncă, puteți avea parte de o reușită din acest punct de vedere. Iar unii scorpioni chiar încep să se respecte mai mult și își dau seama că e cazul să, să schimbe, să schimbe lucruri, să schimbe relații. Este o săptămână în care voi sunteți determinați de situațiile care se întâmplă să încheiați relații, mai ales acum, relații cu familia, cu trecutul, o căsătorie, o relație, alții chiar vă gândiți serios să vă căsătoriți, depinde de, de situația în care vă aflați, vreți să vă rupeți de familie, să faceți schimbări în casă, mutări și așa mai departe. Bineînțeles că este o perioadă în care relațiile voastre sunt puțin agitate, dar poate fi un moment bun în care, cine știe, Uh, acum puteți să vă faceți puțină curățenie da? Uh, la, la prieteni, ca să spun așa. Ce mai avem aici? Uh, în weekend avem uh, un trigon între Mercur și Jupiter. Și atunci, iarăși, este un moment foarte bun pentru Scorpion în planul profesional, în planul... Uh, locului de muncă, dar alți scorpion cine știe, pot rezolva acum și o problemă de sănătate pe care o, pe care o au. Încerca încercați să fiți puțin atenți. Începând cu data de 20 iulie până pe final de săptămână, pentru că se pot crea premisele ruperii unei relații, unei asociere, unui contract și unui parteneriat care vă poate ajuta foarte mult să urcați, să fiți undeva sus, Chiar un moment foarte bun pentru voi. Da, depinde acum și ce. Uh, și, mă rog, și ce dispoziție aveți să faceți aceste schimbări, pentru că ele oricum vor veni, însă le puteți face sub o formă mult mai frumoasă. Hai să vedem, și ce ne spune oracolul pentru voi. Este timpul pentru pentru scorpion să strălucească și să își cunoască adevărata valoare foarte interesant. Hai să vedem și niște mesaje. Primul este uh, planeta venus aici legătură cu zodia balanță sau cu zodia taur și aveți mesajul iubire. Numărul 33 pentru voi, cu mesajul vei reuși ce gândești. Apoi aveți inițiala B cu mesajul blond sau blondă. O să mai iau un mesaj. Ultimul este anotimpul de vară cu vacanță relaxare. Așa cum spuneam, scorpionii chiar, nu știu, sunt tentați să meargă într-o vacanță, să schimbe lucruri, să se relaxeze pe de o parte, pe de altă parte. În sfârșit vă simțiți voi relaxați că ați reușit să finalizați uh, un anumit proiect sau o anumită situație tensionată uh, din viața voastră. Să vedem și ce ne spune tarotul pentru voi. 10 de monede, 8 de monede, justiția, 5 de cupe, regina de cupe, împăratul, 4 de bâte, judecata. E clar aici scorpionii rezolvă o problemă care ține de o sumă mare de bani, o mașină, o casă sau o problemă de familie. Parcă acum e judecata de apoi, în care fiecare spune ceea ce gândește, fiecare spune ceea ce uh, vrea da, și de ce nu puteți să ajungeți la o înțelegere. La locul de muncă, într-un grup de oameni, undeva anume, scorpionii sunt foarte bine susținuți. În mintea voastră aveți 8 de monede, și aici văd clar că este o săptămână în care aveți parte de un succes pe zona locului de muncă sau ați lucrat la ceva și acum vine succesul, acum vine reușita pentru voi. Vă pregătiți pentru un moment sau pentru un eveniment important în planul vostru profesional sau atunci când vine vorba de. Uh, reputația voastră, să schimbați ceva, nu știu, modul în care sunteți văzuți în lume. Foarte atenți la detalii, vă văd și chiar sunteți concentrați pe muncă, sunteți foarte determinați, ia uitați, să închideți un capitol, să stingeți niște lumânări. Și voi faceți acest lucru. renunțați la ceva, nu știu, vă uitați spre trecut și acolo încheiați ceva anume. Parcă scorpionii nu prea mai au regrete în această săptămână. Așa simt să vă spun. Apoi, în inima voastră aveți justiția și aici este clar faptul că voi reușiți să încheiați ceva ce ține de familia voastră, de casa voastră. Sau poate chiar reușiți să rezolvați ceva ce ține de o instituție sau o persoană cu autoritate asupra voastră, zona autorităților. Iarăși, scorpionii rezolvă ceva, dar, repet, e ceva pentru sufletul vostru, sau e ceva ce ține de familie și de casă. În alte cazuri. Hai să vedem în exterior. Aveți regina de cupe. Puteți să fiți voi, și anume că, nu știu, scorpionii reușesc prin intuiția lor, prin iubirea de care dau dovadă. Să rezolve o anumită problemă. Se clarifică o situație, nu știu, în viața voastră privată. Poate alt scorpion, pur și simplu, faceți curat, faceți ceva prin casă. Neapărat, acum toată lumea se mută, toată lumea se căsătorește, divorțează și așa mai departe. Regina de Cupe, iarăși, vine cu trecutul, deci o persoană din trecut, o persoană veche, o rudă, iarăși, are un rol foarte important aici. Văd o persoană pașnică, o persoană sensibilă. Ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți, împăratul? Cineva este foarte sigur pe el sau sigură pe ea. Știe foarte bine cum să acționeze, cum să uh, spună lucrurilor pe nume. Tot împăratul, să știți că vine cu, cu niște reguli care se pot impune în casă sau. Nu știu, stați de vorbă cu cineva, voi aveți legea de partea voastră, această persoană este destul de puternică, este un șef, este un lider în familie, în grupul vostru de prieteni și care vă ajută foarte, foarte mult. Poate fi tatăl, poate fi soțul, iubitul pentru femei, pentru bărbații, posibil chiar și voi să vă apucați să vă impuneți. Apoi, patru de băte în mintea celelalte persoane și aici vă spuneam eu de un eveniment important la locul de muncă, dar care este benefic pentru voi. Tot patru ăsta de băte, să știți că vine cu o, cu o senzație așa de sărbătoare, o senzație de bucurie, de eliberare pentru o persoană din viața voastră. Nu știu, poate e ziua unei persoane și voi acolo uh, încercați și... Uh, știu eu, spuneți lucrurilor pe nume, acolo vă bucurați, vă simțiți bine. Pregătiți ziua de naștere sau pregătiți un eveniment important. Ideea este că scorpionii strălucesc în această săptămână și ați putea să străluciți foarte bine dacă ați o dată trecut în urmă, pentru că totuși aveți niște regrete aici. Dar ar fi bine să le lăsați deoparte, că nu vă ajută la nimic. Ceea ce vi se pregătește acum este foarte benefic dacă știți cum să jonglați cu energiile și mai ales dacă știți să lăsați așa lucrurile în urmă, pentru că vedeți că pot fi persoane din trecut sau puteți să cunoașteți persoane care să vă aducă aminte de anumite evenimente din trecut da? și să vă apuce frica. Lăsați frica deoparte pentru că acum este momentul vostru. În continuare, vreau să clarific toate aceste mesaje cu acest tarot, iar pentru cei care doriți o astfel de citire, vă aștept cu drag să vă alăturați canalului. Această funcție de membru vă asigură acces la toate citirile bonus pentru toate semnele zodiacale, pentru citirile care apar în fiecare săptămână, în fiecare lună și de asemenea aveți acces și la citirile pentru acest an 2022. Eu vă îmbrățișez cu drag și vă aștept și la tarotul zilnic pe Zodii să aveți o săptămână cât mai frumoasă și să fiți deschiși la schimbări. V-am pupat!